Deci nu vine să cred cât de frumos poate să arate. Nici nu vine să tai. Sunt superbe. Mă, ce frumos poate să arate. S-ar putea să frigă rău de tot. Oh, da. Frige. No, mai bun. Trebuie să stai, nu mâncăm direct pe tot. Bună ziua și bine ați venit în bucătăria mea sau bucătăria termitelor pofticioase. Dacă zilele trecute ne-am distrat cu o pâine împletită, care la gust este de excepție, mai nasol e cu împletitul când nu te pricepi, în cazul meu. Astăzi ne vom distra, sau mă voi distra, sau mă voi face de râs, din nou, ca de obicei, cu un fel de mâncare georgiană. Am mâncat undeva aceste plăcințele cu brânză, pâine cu brânză, nici nu știu cum să-i spun. Și am zis să încerc și eu acasă să reproduc. Sper să și nimeresc, să nu mă fac prea tare de bășcălie. Vom vedea. Deci rețeta de astăzi se numește... Deci mă pufnește râsul că nu știu dacă pronunț bine, dar... Na? Rețeta de astăzi se numește adjarului caciapurii. Ce avem nevoie? Avem nevoie de o linguriță de drojdie, una de zahăr, una de sare și o lingură de ulei, un ou, o cană de lapte călduț și o jumătate de cană de apă. Și, bineînțeles, dacă l-aveți pe gicuță, cum l-am avut eu la pâine, un malaxor sau ceva să frământe ar fi absolut minunat. Și să mă apuc de treaba, cu să mă fac de râs cum trebuie. Bineînțeles, uite că cum sunt, am început bine rețeta. Ne mai trebuie și făină, dar n-am vrut să înghesui aici făina acum, așa că vă voi spune la final, cred că un kilogram de făină o să intre, depinde și de cum se simte la mână. Trebuie să iasă o cocă mai tărișoară, așa, mai vârtoasă. Deci la final vă spun și câtă făină. Și acum ce vom face? În aparatul, în bolul mixerului, bol de buc. Drojdie, bâldebuc, zahăr și apă călduță. Și am pus ingredientele și amestecăm un pic. Aici, acum am spus, m-am arătat, avem zahăr, apă și drojdie. S-au amestecat, lăsăm un pic să-și dubleze volumul vreo 10 minute și revenim cu restul ingredientelor. Au trecut 10 minute, nu pare să facă cine știe ce, dar hai să vedem în continuare. Ce voi pune? Oul. Uleiul, și laptele călduț și mai amestecăm un picuț. Ia să vedem, sare sau nu sare? Nu sare. Care vom începe să punem făina. Batem bine în ceas. Mănânce bătaie cum trebuie. Începem să adăugăm făina puțin câte puțin. Am pus deja o cană de făină. Lăsăm așa să se amestece un pic. Pregătim și a doua cană. Am făcut-o înainte, am cernut-o un pic.
Punem și a treia cană. Sarea. Și mai amestecăm. Început să muncește. Bravo, început, bravo. Hai că poți! Așa arată după 3 căni de făină. Ups! S-a uitat în pac. Voi mai pune jumătate. Și pe masă și pe peste tot, căci Dumnezeu. Și cred că e ultima. Deci 3 jumate de făină. Dacă mai e nevoie, mai facem și la mână când îl punem pe blat. Deci după 3 jumate de făină, mai amestec și vedem ce ieșit. Gicuța nu mai poate, drept pentru care vom face așa. Nu s-a amestecat bine, dar rezolvăm cu mâna imediat. Am dat pe gicuța și începem noi să mâncim. Deci că prea stăteam degeaba. Deci trebuie să iasă ceva tare. Cred că trebuie pus pe masă. Pregătit covorașul. Luăm bine și făina. Mi-a mai rămas făina pe aici. Și o luăm la frecat. Așa, uite așa, uite așa. Teoretic, n-ar trebui să mai lipească de mâini. Deci facem așa, până nu se mai lipește. Și am mai frământat-o 5 minute pe masă. Așa zic eu că trebuie să arate. Să vedem. Uite ce frumos e. Ce frumos e. A luat-o lui mama. Și acum l-a crescut până își dublează volumul într-un castron uns cu ulei și acoperit. Și am uns un castron cu ulei. Nu știu cât se vede. Luăm individu periculos. Facem așa. Și cu folie de plastic. Repede de folia că ne-am pregătit-o. Acoperim și l-a crescut până își dublează volumul. Cât a stat la crescut coca, am ras niște brânză feta. Am cam un kilogram de brânză. În care ce voi face, voi pune un pic de apă la temperatura camerei. Nu multă. Și amestecăm să o mermelim cum trebuie. Așa o las eu, nu știu dacă e bine ce fac. Am zis că n-am mai făcut rețeta asta. Dar pare ok și se poate și întinde. Așa, și acum lăsăm asta deoparte să se odihnească un pic și trecem la întins coca. Coca mea a crescut și a dublat volumul. Și voi face așa, un pic de făină pe covoraș. Na, că l-am udat. Mișto. Împiedicată ca de obicei. Și un pic de făină. La mine asta e un picică. Răsturnăm
Pa! Eu sincer să fiu mai șterg din ulei. Mi se pare cam mult. Și facem în patru. Eu și împărțitul. Sunt? Hai să zicem. Mai pun așa un pic pe aici. Pun și pe mâna un pic. Și facem patru gâgălici. Una. Două. Trei. Patru. Patru gâglici. Cât nu-mi place mie să murdăresc blatul, o fac. Lăsăm cele patru gâgâlici, de fapt trei, cu una lucrăm. Și asta începem să o întindem. Întâi facem așa. Aici, pentru că a fost ud. Iată, s-a lipit făina. Nimic, dăm la o parte. Și începem să întindem cu sucitorul. Întindem cumva în formă ovală. Trebuie să iasă ca o bărcuță. Ups! De bășicuțe, cocuța mea. Nu mai oval nu iese, dar încercăm. Am zis să ne chinim dacă nu ne iese oval din prima, că o dăm din... O facem când o împăturim. Acum, brânzica împărțim în patru, da? Că avem patru guloaie. Și vom face așa. De-aia am pus apă ca să pot întinde. Facem așa. Acum urmează distracția maximă. Și jup, jup. Jup, jup, jup. Și aici facem așa, ca o bărcuță. Strângem. Aici. La fel. Surplusul îl dăm deoparte, să nu mâncăm cocă goală. Și după ce am dat forma, umplem cu niște brânzică.
Gata. Una e gata. Două din bărcuțe sunt gata. Umplute, sunt strâmbe, dar am încercat. Nu le mai așa le las, că mie că le fac de tot. Le bag la cuptor acum, la, cred că 200 de grade le-aș băga, pentru 10 minute. Vă spun când le scot, la cât le-am băgat și cât le-am ținut. După 10 minute de stat la cuptor, este o chestie, ce voi face eu acum. Voi lua o linguriță, e destul de moale, dar când se răcește, oricum se mai întărește. Și voi face așa. Hopa! În mod normal trebuie un singur călbenuș de ou, dar eu așa, noi așa am mâncat, cu un singur călbenuș. Eu voi face cu două, că e mai interesant, mai mișto. Hai, și al doilea, fără să se spargă, să sperăm. Se sparge, asta e. Mă sacrific și-l mănânc eu pe la spart. Da, nu mai e frumos după aia. Și ce am făcut? Ne închinui degeaba. Aba, hai că ești. Și așa vom face la toate. După care le mai băgăm în cuptor încă 10 minute, cred, sau până se aurez cum vrem noi. Am scos din cuptor, din 4 au devenit 3, pentru că brânza a fost puțină. Ce facem? Cum le scoatem din cuptor? O bucățică de unt, ungem bine marginile, așa. Formă așa. Mai lungem un pic, parcă pe aici ar mai merge. Și hop! Și le lăsăm să răcească un pic, după care le putem mânca. Așa, așa, așa. Arș, ce frige! Asta e cu un singur rou, pentru că așa a fost solicitarea. Să fie cu un ou ușor doar. Și acum momentul adevărului. Fermita numărul 2 e pusă să guste. Bagă! Pedro? Deci nu vine să cred cât de frumos poate să arate. Nici nu vine să tai. Sunt superbe. Sunt la fel ca alea pe care le-am mâncat la restaurant? Așa? În prima fază? Bă, mi se par un pic mai mari. Sau mi se par mie, nu știu. Da, sunt mai mari. Da, sunt foarte frumoase. Sunt mai frumoase ca alea. Și sunt foarte moi. Brânză. Mamă. Din păcate am calculat greșit brânza și... Va, deci nu vine să tai. Hai, tai dintr-un altă mor aici de curiozitate. A ieșit sau n-a ieșit? E ce trebuie sau nu e ce trebuie? Ia, tai așa. Ia să vedem. Așa. E ce trebuie sau nu e ce trebuie? Sunt bună de măritat? Ce frumos poate să arate. S-ar putea să frigă rău de tot. Oh, da. Frige! Mamă, e bun! Îmi place! Ăsta-i nu mâncăm direct pe tot.
Ăla. Mulatul meu. Aia s-ar putea să frigă și mai și. Da, nu, nu mai au cum să frigem. Trebuie lăsat un pic mai puțin, pentru că iolbenușul ar trebui să se spargă. Cred că merg și mai multe ouă, dacă îți plac ouăle. Ma. Deci aceasta e mâncarea noastră de astăzi. Mulțumesc că v-ați uitat că la noi. E superbă. E absolut superbă. Și vă așteptăm la o nouă rețetă. Mulțumesc, vă pup! Nu ne ducem să mâncăm, că nu mai aveți stare. Vă pup!